Dinu Maxer, răvășit după divorț. Nu vrea să mai audă de vreo femeie. Ce urmează să apară în spațiul public la finalul lunii trecute, o veste neașteptată surprindea pe toată lumea: Dea și Dinu Maxer își anunțau divorțul. După 18 ani de relație și 15 de căsnicie, cei doi au decis să o apuce pe drumuri separate. Cea care a făcut pasul și a fost ceva mai hotărâtă în privința despărțirii se prea că a fost Dea. De Dinu Maxer a trebuit să se conformeze, însă artistul trece prin momente grele după divorț potrivit apropiaților. Dea și Dinu Maxer au pus punct unei relații de durată. Primii pași spre despărțire i-a făcut Dea Maxer. Se pare că aceasta nu se mai simțea bine în relație și a decis că nu are niciun sens să încerce să mai tragă de o căsnicie eșuată. După divorț, Dea Maxer pare împăcată și fericită cu decizia pe care a luat-o, vedeta se afișează în mediul online, veselă și încrezătoare și are planuri mari de viitor. De cealaltă parte, Dinu Maxer se pare că a fost destul de afectat de divorț. Artistul ar fi încercat până în ultimul moment să repare relația, însă nu s-a putut opune voinței de ei. Așa că a acceptat divorțul, dar îi este foarte greu. Mai mult, apropiații fostului component al trupei Axxa spun că acesta nu se gândește să-și refacă viața sentimentală și că, probabil, o să treacă mult timp până când se va îndrepta spre o altă parteneră. Momentan Dinu nu vrea să mai audă de vreo femeie, nu dorește să-și refacă viața personală. Ei chiar s-au despărțit, este pe bune. Dinu a suferit mult după separarea de dea, dar acum a acceptat ideea divorțului și merge mai departe. El a tras mult să repare căzmicia, dar ea nu a mai vrut. Am înțeles că ea se simțea străină în relație și nu mai avea sentimente, a declarat un apropiat al lui Dinu Maxer, potrivit Click, este doar o simplă coincidență dacă pentru moment viața sentimentală nu îl interesează, nu același lucru se poate spune și despre cea profesională. Artistul s-a cufundat în muncă și urmează ca în curând să lanseze o nouă melodie. Piesa este una cu subinețeles și ar putea părea cu direcție, însă artistul spune că e doar o coincidență. Potrivit spuselor lui Dinu Maxer, melodia ce urmează să fie lansată era compusă de mult timp, însă nu i-a venit momentul până acum. El urmează să lanseze, în perioada următoare, o piesă nouă cum că s-a furat mireasa. El zice că nu este dedicație pentru nimeni, ci că este doar o simplă coincidență și că o avea pregătită de ceva timp în studio și acum s-a nimerit să o lanseze, a mai spus prietenul lui Dinu Maxer.